Vestea cumplită despre Vladimir Putin Este cu tremur total la Moscova. Are zilele numărate. Informații incredibile venite direct de la Moscova. Zilele lui Vladimir Putin în fruntea Kremlinului par numărate, mai ales dacă rușii nu vor înregistra succesul mult visat în Ucraina. Un adevărat cu tremur va avea loc în Rusia, însă marele semn de întrebare este cine va ieși învingător. Se duce o luptă crâncenă în Rusia pentru fotoliul lui Vladimir Putin. Mai mult ca sigur, va exista o schimbare de regim în Rusia, în care în care Moscova va fi înfrântă în Ucraina. Pe de altă parte, dacă rușii vor fi victorioși, ne putem aștepta la o întărire a regimului condus de Vladimir Putin, notează site-ul Slate.fr. Cele trei cercuri apropiate de Vladimir Putin, care se confruntă acum pe tăcute pentru o eventuală preluare a puterii la Kremlin, în cazul în care actualul președinte va deveni istorie, sunt silovichii. Oligarhii și ultrașii. Printre așa și silovichii, șefai structurilor de securitate din Rusia, îl avem în primul rând, pe Nicolai Patrușev, șeful Consiliului de Securitate al Federației Ruse. El și Putin se știu încă din anii 70, Patrushev fiind un fost ofițer al KGB-ului din Sankt Petersburg. Jurnaliștii de la Daily Telegraph în consideră pe Nicolai Patrushev diavolul de pe umărul lui Putin și potențialul său succesor. Dintre silovichii de seamă mai trebuie menționat Sergei Narăștin, șeful severe Serviciul de Informații Externe al Rusiei și Alexander Bortnikov, directorul FSB. Ambii au făcut parte din KGB-ul de la Sankt Petersburg. Pe lista numelor grele mai sunt și ministrul rus al apărării, Sergei Șoigu, un bun prieten cu Vladimir Putin, dar și Valer Gerasimov, șeful statului major al armatei ruse. Un renumit teoretician militar.